Terenul acoperit de pe șoseaua Ghizdarului a fost miercuri arhiplin. Aproximativ 30 de copii proveniți de la cluburile de fotbal FC Alcaro Giurgiu și Voința Slobozia s-au întâlnit pentru un meci amical. Partida a fost prima pentru FC Alcaro de la înființarea de luna trecută. Președintele clubului giurgiuvean, Ionel Dândăreanu, susține că proiectul său implică nu numai antrenamente pentru micii fotbaliști, ci și o dezvoltare armonioasă. Așa cum vă spuneam, continuăm educația copiilor prin sport. Sigur, din ce facem noi aici, nu o să iasă fotbaliști de performanță, dar de aici sigur vor ieși niște copii frumoși, inteligenți și sănătoși, și atât fizic cât și moral. Dacă majoritatea cluburilor de fotbal percep taxe lunare, Ionel Dândăreanu susține că la FC Alcaro cursurile sunt gratuite și că în loc de părinți sau bunici, costurile sunt asigurate de sponsori. Aceasta nu este singura noutate de la nou înființatul club de fotbal. Săptămâna asta, copiii fiind în vacanță, o să mergem la o slujbă la Biserica Buna Vestire, unde este acolo preotul nostru paroh Georgian, și o să vorbim cu directorul de la domnul director de la domnul Silva. În momentul când se încălzește, acești copii să meargă să facă o pădurice FC Alcaro unde să planteze niște pomi. Fost jucător și antrenor la Dunărea Giurgiu, profesorul Ciprian Urlea a devenit unul dintre colaboratorii FC Alcaro. Acesta se va ocupa de pregătirea copiilor și se declară încântat de proiect. Dacă sunt prezent aici, înseamnă că acordul meu este pozitiv și abia aștept să fac selecția la nivelul acestor copii. Acum, în funcție și de cine mai vine alături de noi, vrem să facem mai multe grupe de copii, am înțeles că între 7 și 14 ani, și să demarăm proiectul pe care el l-a inițiat cu dreptul și, într-adevăr, munca noastră să aibă și niște realizări frumoase în perspectivă. Și la Slobozia există un proiect frumos. Sandu Marcu, om de bază al Dunării Giurgiu în urmă cu mai bine de un deceniu, pregătește copiii din comună și speră ca o parte dintre aceștia să-i calce pe urme. Îi fac și educ după forma și înfățișarea mea. Fiecare antrenor are o filozofie proprie despre fotbal. Eu am fost un jucător tehnic, îmi doresc să găsesc cel puțin unul care să ajungă acolo unde am jucat eu, nu să fie că nici eu n-am fost atât de extraordinar, dar mi-am făcut datoria când am intrat pe teren. Am făcut tot ceea ce ținea de mine, poate și puțin mai mult. Meciul în sine a fost împărțit în 3 reprize a câte 20 de minute. Suficient timp pentru ca puștii să-și arate tehnica și spiritul de echipă. În prima parte s-au întâlnit Voința Slobozia și grupa de 12-14 ani a FC Alcaro. Deși mai mici, fotbaliștii antrenați de Sandu Marcu au evoluat dezinvolt, reușind să se impună. Combinațiile și golurile spectaculoase au demonstrat faptul că jucătorii evoluează de mai mult timp împreună. Una dintre dorințele lui Ionel Dândăreanu este organizarea unui campionat la care să participe toate școlile de fotbal și cluburile sportive din județ. Prima ediție ar putea debuta chiar din primăvară.